Duminică după masă, pe o vreme superbă, primăria municipiului Deva a premiat cuplurile din reședința de județ, care sărbătoresc în 2022 nunta de aur. Evenimentul, care a fost organizat pe 15 mai, data în care se sărbătorește Ziua Internațională a Familiei, a fost foarte apreciat de către sărbătoriți. Eveniment deosebit! La cât e orașul mai micuț, mai restrâns și atâta lume la 50 de ani, e ceva, să știți, este. Și bine că ține și timpul cu pensionarii. A fost vorba despre 85 de cupluri cu 50 de ani de căsnicie care și-au adus aminte cu nostalgie de jumătatea de secol petrecută împreună sau de felul în care s-au cunoscut. Suntem din aceeași sat. Da? Da, da. Și acolo pe la fornădie. Pe la baluri ne-am cunoscut. Bine suntem. Dacă am rezistat 5-1 avem acum. Vă dați seama. Seniorii comunității au fost însoțiți la evenimentul din Parcul Cetății și de reprezentanții generațiilor mai tinere, care îi văd drept un exemplu pentru societate pe cei care au conviețuit împreună, la bine și la greu, o jumătate de secol. Cine susține? Pe socri. Da. Da. E o zi importantă pentru ei și pentru copiii. Nu... Aici am venit în locul lor. Mi se pare... Un model de urmat în viață. Premierea cuplurilor de aur a fost făcută de către primarul Devei, Florin Oancea, și o parte dintre consilierii locali. Edilul șef al urbei consideră că premierea cuplurilor longevive este o datorie de onoare și un semn de respect față de cei care practic au dezvoltat acest oraș. Am vorbit cu multe din aceste cupluri și spuneau că viața lor n-a fost una întotdeauna ușoară sau foarte ușoară. Au avut și provocări și greutăți și necazuri, dar iubirea i-a ținut împreună, fidelitatea, speranța și iată că suntem într-o zi superbă în care îi sărbătorim. Un semn de respect al comunității, al Devei pentru acești oameni care... au muncit în Deva și au schimbat fața unui oraș. Noi avem responsabilitatea de a continua ceea ce au făcut dânsii. Deci la mulți ani tuturor și sper ca și anul viitor și peste 2 ani să ne întâlnim cu dânsii la fel de zâmbitori și de fericiți. Cuplurile care aniversează nunta de aur în acest an au fost premiate cu sume în bani, flori, diplome și șampanie. La finalul evenimentului, seniorii au fost invitați să petreacă mai mult timp în parcul de la Poalele Cetății, ciocnind câte o cupă de șampanie cu reprezentanții municipalității pe ritmurile trupei Old Band, care, de altfel, a întreținut atmosfera pe tot parcursul evenimentului.